Un tânăr în vârstă de 19 ani a decedat după ce ar fi pierdut controlul volanului și a ajuns cu Toyota într-un șanț. Impactul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6:50 de minute pe strada Ocolirii, orașul Soroca. Poliția a fost alertată de un tânăr de 33 de ani care a comunicat că pe strada Ocolirii din Soroca, o Toyota Corolla a derapat de pe traseu la fața locului. Oamenii au stabilit că în jurul orei 6, un tânăr în vârstă de 19 ani, locuitor al raionului Soroca, aflându-se la volanul mașinii, ar fi pierdut controlul volanului și a derapat de pe traseu. Ulterior s-a izbit de un obstacol din beton armat de pe acostament. Cazul este cercetat de poliția din Soroca.